cozonaci cu lapte bătut și 10 gălbenușuri. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like. Mă ajută foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi, delicioase, în fiecare zi. Vom începe această rețetă cu maiaua într-un bol. Vom pune 30 de grame de drojdie, o linguriță de zahăr, 6-7 lingurițe de lapte bătut. Amestecăm totul să se topească drojdia. Vom pune și două lingurițe de făină. Amestecăm, acoperim și vom lăsa la dospit. După ce a dospit, adăugăm 10 gălbenușuri, 250 de grame de zahăr, 470 de grame de lapte bătut, esență de rom, 2 fiole, coajă roasă de lămâie, amestecăm totul foarte bine, adăugăm o parte din făină cu o linguriță de sare, amestecăm totul. Vom împărți aluatul în două părți egale și o să-l punem în două vase separate. Și făina rămasă, circa 300 de grame, o să o împărțim de asemenea în două și într-o parte adăugăm 25 de grame de cacao. La fiecare vom adăuga 100 de grame de unt topit și o să frământăm pe fiecare până incorporăm bine untul. Apoi vom pune pe masa noastră de lucru și îl vom frământa, îl vom bate și îl vom împături. După ce am frământat foarte bine, vom pune în vas puțin, în două vase puțin ulei și vom pune aluatul cu cacao într-un vas și cel alb în celălalt. Să crească până își dublează volumul. Între timp vom pregăti umplutura. 300 de grame de nuci, le prăjim și le măcinăm. Vom adăuga zahăr, 150 de grame, 40 de grame de cacao, esență de rom. Amestecăm, unim și 150 de ml de lapte fierbinte, amestecăm bine și la sfârșit punem circa 300 de grame de stafide. Amestecăm și dăm deoparte. Așteptăm să crească aluatul. Aluatul a crescut. Îl vom împărți în două. Și cel alb cu cacao și cel maro. Și pentru primul cozonac, deci din jumătatea albă, o vom împărți în 3 și cea maro tot în 3 și fiecare bucățică o întindem și adăugăm câte o lingură din umplutură. Rulăm și facem biluțe și vom pune alternând culorile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Apoi vom face 2 cozonaci mai mici și fiecare bucățică care ne-a rămas, cea albă și cea maro, le împărțim de asemenea în două. Și pentru al doilea cozonac întindem foaia maro, întindem foaia albă și o suprapunem pe cea maro și le întindem împreună. Vom pune din umplutură, întindem foarte bine, rulăm și o să punem tot așa într-o tavă mai micuță, tapetată cu hârtie de copt. Al treilea cozonac vom întinde separat fiecare foaie și vom pune pe fiecare din compoziția noastră rămasă de umplutură. Vom rula pe fiecare și apoi le vom împleti. Vom pune și acest cozonac într-o tavă mai mică, tapetată cu hârtie de copt.
Vom acoperi toți trei cozonaci și îi vom lăsa la crescut. Apoi, după ce au crescut, un gălbenuș cu puțin lapte, vom unge fiecare cozonac și apoi vom decora cu susan și cu mac pe fiecare. Încălzim cuptorul la 200 de grade. Deci îl pregătim. Între timp noi decorăm și ungem cozonacii cu gălbenuș și cu lapte. Și punem susan și mac pe deasupra. O să-i băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, circa 10 minute și după aceea lăsăm la 180 și lăsăm până se coc, circa 45-50 de minute. Cozonacii sunt gata, sunt foarte moi, foarte pufoși. Sper să vă placă această rețetă. Și să-mi lăsați un mesaj în comentarii și să-mi spuneți ce părere aveți despre această rețetă și dacă ați încercat-o. Nouă ne-a plăcut foarte mult, sper să vă placă și vouă. Sunt foarte moi și super, super delicios. Delicios. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu alte noi rețete. La revedere și vă mulțumesc din suflet. Pupici!